Un tânăr de 28 de ani și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite ușor într-un accident rutier. Acesta s-a produs duminică seară pe drumul național 68, în afara localității Zăicani. Tânărul decedat era pasager al autoturismului și a fost găsit încarcerat și fără semne vitale de către salvatori. Pompierii ajunși la fața locului au scos din mașină un tânăr care era încarcerat. Echipajele medicale au declarat decesul acestuia. La fața locului, pompierii au constatat faptul că în accident a fost implicat un singur autoturism în care se aflau trei persoane. În urma evenimentului, doi bărbați au suferit răni ușoare și au fost evaluați medical la locul accidentului, fără a se impune transportul acestora la spital. Un al treilea bărbat, în vârstă de 28 de ani, a fost găsit încarcerat, fără semne vitale. Pompierii au acționat pentru extragerea victimei din autovehicul și, din nefericire, echipajele medicale au declarat decesul acesteia. Pompierii militari au asigurat totodată măsurile specifice de prevenire a izbucnirii incendiilor în astfel de situații. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că tânărul de la volan ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă deosebit de periculoasă. Autoturismul a părăsit partea carosabilă. Ca urmare a cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr în vârstă de 23 de ani din județul Caraș-Severin, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 68 în afara localității Zeicani, într-o curbă deosebit de periculoasă, a pierdut controlul direcției și a părăsit partea carosabilă. Din păcate, în urma evenimentului rutier a rezultat decesul unui tânăr de 28 de ani, pasager în autoturismul respectiv. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă. Comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.